Vă salut prieteni, astăzi revin cu un nou episod din tinerețea mea când îmi doream să ajung un fotbalist bun în prima divizie și încă evoluam pe maidanele din jurul capitalei sau în echipe de, de divizia C, O, B din provincie. Astăzi o să vă, să vă povestesc un pic cum am ajuns la Danubiana, București. Un, o scurtă oprire în cariera mea fotbalistică, în, la începuturile carierei, eram un tânăr care, așa cum a zis, îmi doream să ajung fotbalist și prin niște recomandări am ajuns la Danubiana București, o echipă care era în, în divizia C la momentul respectiv, o mitică Marcu antrenor principal, Gheorghe Constantin, director tehnic. Era una dintre echipele apărute așa de nicăieri, unde toată lumea zicea că să câștigă mulți bani. Am ajuns și eu acolo, într-o echipă de, de la periferia Popeștului din Leordeni, o echipă agresivă, cu suporteri, cu condiții bune, se spunea la vremea respectivă că era un gazon, un gazon foarte bun. Condiții bune, ce, ce însemna în perioada aia? Că îți deconta transportul, să ajungi cum era în afara Bucureștiului, ori autobuzul, era un singur autobuz care avea capătul la, la fabrica de cauciucuri, sau să cuplau 2, 3, 4 jucători la o mașină și clubul de conta benzina sau motorina. Iar ce era iar foarte important, după fiecare antrenament, la parterul unui bloc unde aveau birourile cei din conducere, era o, o bucătărioară mică cu o sală de mese propriu zis, unde ne dădea să mâncăm după antrenament. Cam asta însemnau condiții bune și ceva bani în plus față de ce exista la alte echipe, plus prime de joc. Am ajuns la Danubiana, într-un vestiar cu jucători cu experiență, jucători care jucaseră prin divizia B, divizia C, cunoscuți la nivel, eu știu, la nivel de categorii inferioare și prima experiență a fost traumatizantă. Ne-am adunat la stadion la ora 9 dimineața să plecăm cu autocarul la ora 10 să jucăm un meci în deplasare, dacă nu mă înșel, la Moreni. Mi-am făcut geanta frumos, am lăsat un vestiar, am ieșit să mai stăm de vorbă, că nu erau vestiarele atât de mari. Mai ieșeam pe lângă stadion, pe acolo, cei mai bătrâni să mai duceau la doamna de la bucătărie să le facă cu o cafea. A venit Mitica Marcu cu, cu Gica Constant, Gheorghe Constantin, am stat puțin de vorbă, haideți la microbuze. Nu aveam un autocar propriu al nostru, să plecau, să plecau un RATB, un autobuz ăsta de transport în comun, care îl puneau la dispoziție cei de la fabrică, de la Danubiana, sau cu două, trei maxi-taxi, în funcție de câți eram. Am luat geanta din vestiar, am simțit-o eu mai grea, zi e, poate mi se pare, am băgat-o în cală, la, în spate de fapt, nu cală, la microbuz, am urcat, am ajuns la unde jucam, în orașul în care jucam, când am, am intrat în vestiar, când am deschis geanta, aveam trei perechi de ghete în plus, două trei perechi de papuci, o sticlă de apă, am văzut, eu a venit unul, și-a luat ghetele, a mai venit unul și-a luat ghetele, încă unul, bă, ce magazioner? Au puteai să zici nimic, că erau oia care jucau de -o viață acolo, ce să zici? Am tăcut din gură, ies afară, eram rezervă. Ies afară din vestiar să îi las pe fotbaliștii titular să se să... schimbe. Era unul, Anton îl chema săracul, legenda clubului, era uh, mumia împăiatul echipei săracul, nu putea nici să meargă. Dar trebuia să joace că era de o viață la Danubiana, îl iubea directorul de la uzină, era simbolul, simbolul echipei. Când mă uit la Anton în păiatu, cu ghetele mele în picioare. Mă duc și zic, lumitică, Marcu, domnul antrenor, zic, mi-a luat ăsta ghetele, eu în ce joc? Lasă-vă să ce, poate n-are sau și le-a uitat și el acasă, ce... -i? Lasă să joace și când ai nevoie de ele, dacă te bag, dacă te bag, îi cer ghetele lui ăsta. Păi cum să-i cer, bă, mitică mar cu ghetele lui ăsta, dacă ăsta e în timpul meciului și îl scos pe altul? Sau cum facem? Lasă, bă, copile, stai liniștit, că vedem noi. Și uite așa, am jucat niciun minut în meciul ăsta, că împăiatul trebuia să joace el și 90 de minute că avea Harfe de-astea de mare fotbalist, încerca să le tragă cu talpa, să dribleze, nu vroia să iasă. Pun minutul minut 80 m-am dus și am zis lui Marcu că deja mă încălzeam de vreo 40 de minute. Domnul Marcu, nu-l scoate pe Anton să-mi dea și mie ghetele? Lasă bă copile că te bag meciul următor să joci mai mult. Ce te mai bag acum că mai sunt câteva minute? Și uite așa a jucat în păiatul de Anton cu ghetele mele vreo 7-8 meciuri. Dar după câteva meciuri învățasem, învățasem ce am de făcut și puneam niște ghete mai nasoale în geantă ca să le ia păiat pe alea și ghetele bune le luam după mine, le țineam la sub raț. le puneam într-o o gentuță de-asta care să poartă acum, să purta și atunci pentru, pentru accesorii și le purtam după mine tot timpul. Și cam asta a fost experiența mea la Danubiana, am fost cu ei și într-un cantonament la hotelul BT, cred, din Bușteni, unde după șapte zile i-am zis lui tai că nu să, să sune la, la echipă, la hotel, să ceară cu Marcu sau cu Constantin, să le zică că avem un deces în familie să vină să mă ia de acolo. Uh, antrenamentele erau cum erau, dar după ce se termina antrenamente era jale fiecare cameră era fundă, stătea bicică, puneai bicicleta și nu trebuia să-i pui cricu. Stătea, stătea în ceață, în fumul de la țigări, stătea așa, nici nu să mișca, nu vedeai unde intri, ziceai că intri în saună, erau chefuri până dimineața la 4-5 și tot timpul ia bătrân te amenințau cu botezul. Botezul, care botezul era o, -asta, da, o o ceremonie de jucătorii nou, noi veniți sau la primul cantonament sau tinerii, te băteau ea la curul gol cu papucii, cu prosoapele umede, cu... își băteau joc de tine ca să se distreze ăștia, gen Anton, bă, ăștia, mumiile care să credeau ei, mamă, cei mai buni din lume și trebuia să facă, de, bă, ne dai 10 navete de apă cu 15 sticle de vin sau... Bă, trebuie să plătești dacă vrei să scapi de botez. Și am trăit în teroarea asta la Bușten vreo șapte zile, după care a sunat taică-miu, parcă-l văd și acum pe mitică, Marcu m aștepta la, la recepție. Băi, copile, vreau să vorbesc ceva cu tine, știi? Ca a sunat taică-tu... Că... Îmi venea să-l iau în brațe, să-l să pup când mi-a zis că a sunat taică-miu, că eu știam că murise cineva. Ei, între ghilimele murise, că trebuia să moară și îmi venea să-l pup, să-i zic, bă, Marcu, ce mitică, Marcu, ce bine că a murit ca să scap naiva de aici. Știi că o să vină taică tu să te ia, că ai niște probleme acasă, că da, da, ne-a ok, bine. M-am dus acasă și nici nu mai m-am întors la niciodată în cu toți împăiații, cu Anton și care îmi luau ghetele, îți luau toate, dar nu numai mie, așa erau vremurile, n-aveai voie să zici nimic ca tânăr, n-aveai voie să cărai mingile, spălai ghetele, făceau aia ce vreau cu tine. Asta a fost, cam asta a fost experiența mea și la Danubiana, o să revin în următoarele episoade și cu alte experiențe de la începuturile carierei și ușor, ușor să ne apropiem de, de perioada de fotbal profesionist. Rapid, Apoel Berșeva, Vietnam, să vorbim și de, de fotbalul la nivel înalt, dar până atunci vreau să împărtășesc cu voi toate aceste amintiri ca să aveți toți și cei care vă doriți să ajungeți fotbaliști și oamenii care nu știți din interiorul fenomenului cam ce să petrece ca să aveți o, o imagine clară. Până la următorul episod, nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, până la urmă vă va vedea cineva.